Detalii uimitoare au ieșit la iveală după incendiul devastator de la centrul comercial din Petroșani. Administratorii clubului nu aveau toate avizele necesare pentru funcționare. Mai mult decât atât, în urma ultimelor controle efectuate de angajații ISU Hunedoara, administratorii complexului au primit amenzi în valoare de aproape 90.000 de lei. Patronii clubului Cheops din Petroșani, localul cuprins de incendiul petrecut vineri dimineața, au fost amendați de 9 ori în ultimii 2 ani pentru nerespectarea normelor legate de prevenirea incendiilor. Potrivit reprezentanților Isu Hunedoara, nu avea autorizație de securitate la incendiu, ci doar aviz, document premergător obținerii autorizației de securitate la incendiu. În ultimii 2 ani s-au efectuat acolo 4 controle, s-au aplicat 9 amenzi în valoare de aproape 90.000 de lei și 11 avertismente pentru diverse nereguri, respectiv instalații electrice neconforme Lipsa autorizației, stingătoare insuficiente, probleme tehnice, neverificare coșuri de fum, a declarat Anemona Doda purtător de cuvânt Isu Hunedoara. Patronii clubului nu au mai solicitat autorizația de securitate la incendii, dar legea le permitea să o facă până la mijlocul anului viitor. Vineri dimineață un incendiu a cuprins terasa clubului Cheu și s-a extins cu repeziciune, pagubele fiind uriașe.